Bună seara! Au! Că m-am împiedicat de halat. Dar asta nu contează. După cum știți, în episodul în care am citit Alibaba și cei 40 de hoți, am zis că o să citim ultima poveste din carte. Adică asta se numește Prințul și Păianjenul. Stai să-l găsesc. Așa. Hai să începem. Cu mulți ani în urmă, doi regi vecini își declară război unul altuia. După bătălii crâncene, fiul unuia dintre ei fu luat prizonier. Într-o noapte, profitând de faptul că paznicul adormise, tânărul reuși să scape împreună cu câțiva soldați de-ai lui. Merseră apoi, fără întrerupere, drumul fiindu-le iluminat de către lune. Pe la mijlocul nopții, obosit peste măsură, se refugiară într-o o peșteră adâncă și întunecoasă, de teamă să nu fie descoperiți. Dacă s-ar fi întâmplat una ca asta, cu siguranță că nu ar mai fi fost lăsați în viață. În dimineața următoare, după ivirea azorilor, auziră voci și pași la intrarea în peșteră. Erau niște soldați care îl căutau, au chiar pe ei. Să căutăm și în peșteră, se auzi o voce. Prințul și ceilalți își ținură respirația, gândindu-se că e cu groază, că acolo vor rămâne. De ce să căutăm? Aici nu e nimic, comentă un alt soldat. Sigur e de el. Privește e pânza asta de păianjen. De la intrare e care acoperi totul. Oricine ar fi intrat aici, ar fi rupt-o. Ai dreptate, să căutăm în altă parte, adăugă altul. Să plecăm de aici. Prințului nu îi venea să credă că scăpase e așa ușor. Fusese un miracol. Era în viață și totul îl se datora unui animalul atât de mic și neînsemnat precum păianjenul. Micuțul muncise toată noaptea pentru a țese acea pânză salvatoare. De atunci, prințul învăță să aprecieze orice ființă, oricât de mică că ar fi fost ea. Asta a fost povestea, a fost cam scurtă. Și acum, astăzi o să fie un alt episod și o să vedem ce poveste o să alegem următoarea. Am găsit-o, dar nu mai știu unde e. A, gata. Șoricelul de oraș și cel de câmp. La pagina 54. Are tot 4 pagini, ca și asta. Asta a avut cam... Nu contează! Ne vedem în următorul videoclip.